Bună ziua! Bună ziua! Spuneți-ne câteva cuvinte despre dumneavoastră și compania pe care o reprezentați. Mă numesc Florin Furdui, sunt în reprezentantul companiei Portland din anul 2008. Am fost primul chiriaș în 1999, am mutat o companie numită ING în primul imobil dezvoltat de Portland în București, se numește Opera Center, și din 2008 încoace activez în domeniul imobiliar. Spuneți-ne ce sisteme inovative folosiți în construcții și cât de eficiente sunt acestea? Începând cu penultima noastră dezvoltare, se numește Floreasca Park, am recunoscut necesitatea de a implementa standarde care să aducă un beneficiu real, tangibil, chiriașilor din blocurile de birouri pe care le construim. O tehnologie, cea mai importantă tehnologie pe care o folosim, se numește pompă de căldură. Este un sistem de puțuri la adâncime de 120 de metri. În cadrul Floreasca Park sunt 60 de puțuri, în cadrul Oregon Park sunt 139 de puțuri. La adâncimea respectivă, temperatura este constantă, indiferent de anotimp, vară-iarnă, sunt 10-12 grade. Apa circulă prin acest sistem de țevi în jur de 3-4 km, timp în care are timp să preia fie căldura, fie răcoarea pământului, în funcție de anotimp, asta ajutând la preîncălzirea și prerăcirea aerului. Asta e o componentă esențială și importantă în reducerea de consum energetic, una care conduce la o eficiență semnificativă a clădirilor noastre. Mai sunt un număr de tehnologii, proiectare care să asigure un grad de luminozitate naturală, clădirile sunt distanțate unele față de altele, grilă de 7,5 metri, fațadă eficientă care să permită un raport de transfer energetic, lumină față de căldură eficient, sisteme de iluminat performante, LED în cadrul ultimei dezvoltări, numită Oregon Park, sisteme de minimizare a consumului de apă și de recuperare a apei de ploaie, o mulțime de lifturi eficiente, care destination control system, care la fel consumă energie foarte puține, tot acest ansamblu de măsuri energetice conducând la undeva între 30 și 40% consum de energie mai scăzut al clădirilor noastre, lucru care se reflectă în consum direct al chiriașilor și într-un cost de servicii scăzut, nu într-o chirie mai crescută. Ce feedback ați primit din piață? Feedback-ul este unul foarte interesant, în sensul că, în principal, piața se așteaptă ca să coste mai mult o clădire, locuit într-o clădire de genul ăsta, să fie o chirie mai mare, așa cum am spus, chiria nu este mai mare, este o chirie competitivă. Serviciile fiind mai mici, utilitățile fiind mai mici, clădirea Floreasca Park este închiriată 100%, în condiții în care există un nivel de spații libere chiar în zona în care ne aflăm noi. Faptul că la Oregon Park avem deja peste 50% preînchiriați ne dau confirmarea că acest gen de tehnologii fac o diferență și că, per total, piața apreciază inițiativele noastre. Ce obiective v-ați propus pentru următorii ani? Cum am spus, avem în curs de dezvoltare Oregon Park, care este un parc de birouri compus din trei clădiri, clădiri de 20 și 24 de mii de metri pătrați, pe total 70 de mii de metri pătrați. La ora actuală sunt în curs de construcție primele două, clădirea A și clădirea B, 44 de mii de metri pătrați. Clădirea C o vom porni, o demara în primăvara anului viitor. Primele două clădiri vor fi gata în iulie-august 2016, A și B, și căderea C va fi în trimestrul 2, va fi gata în trimestrul 2 2017. Mulțumim și mult succes! Mulțumesc și eu!